Mamă, bă, nu pot să cred. Bă, Rafael, asta e ce cred eu că e? Păi depinde ce crezi tu, nu știu, tu ce crezi că e? Hide-n-si cu Lego! Da, asta e, astăzi am venit la Hide-n-si cu Lego. Am făcut și cu Darisel și am zis să fac și cu tine. Știți că parcă, adică nu mai știu dacă v-am spus. Ia asta, iar ai făcut mai întâi cu el? Nu, m-am supărat. Păi stai, mi-ți data trecută, l-am făcut cu tine prima oară. Sau nu ai ții minte, ai uitat că așa face și el. Și te super și el să supăra, nu vă supărați. Păi cum, adică vreți? A, păi data viitoare trebuie să faceți voi fără mine, mă, am înțeles, nu? Da, așa e corect. Hai, gata, pentru prima rundă hai să facem piatră, fabrică, cărtie, să vedem cine se va pune ca hider, cine va fi ca seeker să caute practic. Și fii atentă, vezi că e super tare, e mult mai șmecher decât la normal, te asigur eu. Și nu știu dacă oamenii cred la fel, vreau să scrieți acolo în comentarii și dați cu mai multe like-uri dacă mai vreți episoade de genul. Și Alice, hai, 3, 2, 1, piatră, fabrică, cărtie, ok? Hai să vedem care o să pice. Deci fii atent, care o să câștige, o să se pună ca ascunzător, practic, să se ascundă, ok? Ok, ok. Hai, 3, 2, 1, piatră. Hai! Cine se pune ca seeker? Tu, normal, hai că mă pun eu ca hider. Acum mă duc aici, prima hartă. Hai să vedem, scrieți în comentarii cine credeți că o să câștige. Dacă credeți că o să bat pe Alice la prima rundă. Și faceți așa la fiecare rundă. Mama, Alice, mama, deci nu știu, fii atent. Tu știi locația aia, știi unde m-am ascuns cu Darusel? Mai știi când am găsit eu locul ăla atunci spre final, când nu ne mai jucam, când băguise Darusel harta? Care, mă? Nu mă știi? Nu, lasă, că nu mă duc acolo. Că tu parcă poate faci tu niște chestii într-alea ca și cum eu să văd. Ok, nu, Alice, fii atent. Bă, dar de fapt nici nu știu unde să mă ascund altundeva dacă stau să mă gândesc. Ia mă, dar cu ce este ăsta? Care e faza cu el? Ar fi vreo fază să pot să mă ascund undeva pe aici? Dar Alice, ce părere ai? Că ai văzut că și acolo lobby e Lego, tot e Lego. Cum e lobby ăla? Îți place? Bă, dar știi ce să zic, că am aici niște plante care pare că au pământ în frunze. Nu știu, cam urât. Ok, mamă, eu nu știu unde să mă ascund. Mă duc pe aici prin părțile astea, dar nu mai știu exact. Bă, m-aș ascunde acolo, dar mie că știi. De fapt, fii atentă, cred că m-aș ascunde aici. Nu știu ce am eu presimțire, că ar fi o idee bună să mă ascund aici, chiar dacă, pentru că știți că și cu Darusel am făcut la fel. Dacă faceți voi aminte, m-am ascuns în niște locuri puțin mai așa, adică nu m-am ascuns în cine știe ce, în niște locuri în care nu s-ar gândi și bine, într-un fel s-a gândit, nu mai știu exact, dar Alice, nu știu, mă ascund aici și să sperăm că totuși nu o să mă găsești. Fii atentă, fix aici să mă pun strategic. Poate nu o să vii tu aici, mamă, dacă vine din partea și după așa. Aolo, Alice, mamă, cum s-a auzit rău de tot, dar știu, dar eu, bă, hai că m-am ascuns, Alice, nu știu de tine, dar pe unde ești tu acum, pe unde ești? Te-ai ascuns eu? Păi, nu poți să mă vezi, adică eu știam că tu mereu faci așa. Păi cine știe, nu, poate zic eu așa, cine știe, poate sunt pe undeva pe sus, poate sunt pe undeva pe jos, poate sunt pe undeva prinăuntru, n-am de unde să știu, nu o să zic, Alice, de unde vrei să zic, așa, din prima? Să știi, chiar vreau. Ok, bă, dar nu știu, fii atent, eu îți dau un indiciu, adică eu te aud pe tine, sau aud de pe aici, cum mergi tu pe acolo, prin blocurile alea de Lego, nu știu exact pe unde ești, dar pe la mine te asigur că nu ești, pentru că blocurile pe unde sunt eu acum nu prea sunt de Lego, adică câteva sunt de Lego, îți dau un indiciu că nu se vede totul Lego la mine. Ok, înțeleg, ce vrei să zici? Da, mai sunt 250 de secunde, scrieți în comentarii dacă credeți că Alice să mă găsească și fii atentă, bă, Alice, bă, am făcut cu Darusel lupta Skibidi și vreau să întreb dacă vrei să mai fac și cu tine, că știi că am făcut o singură dată, de fapt, de două ori, o dată în care te-am... Nu, n-am făcut nimic, o dată în care... Eu te țin minte și după aia a avut și el să lua după tine. Nu mai contează, în fine. Dar știu că parcă am făcut două episoade, unele în care v-am bătut eu pe amândoi cum ar veni, am jucat eu contra voi, și unul în care am jucat doar cu tine atunci la început, când ai apărut tu, Alice, bă. Dar fii atentă, bă, uite, 220 de secunde. Bă, eu zic că mă descurc aici și fiți atenți că locul ăsta, bă, Alice, vreau să spun și ție că locul ăsta, o zic atâta, bă, Alice, nu e un loc cine știe ce, adică nu știu ce, cum n-ai găsit locul ăsta, sincer, dar probabil te gândești tu că mă ascunde un loc cine știe ce. Poate dacă mi-ai spune și tu un indiciu, ar fi ceva. Păi ți-am spus, nu prea văd, adică fii atentă, vreau să zic că văd doar niște torțe care sunt în Lego, în rest nu văd Lego, atât îți zic, un indiciu, gata, ăsta e indiciu. De fapt, cred că ți-a dat un indiciu prea mare, cred că doar aici sunt torțe, nu știu exact dacă sunt pe toată harta torțe, dar cred că deja ți-am dat prea mare indiciu. Eu nu prea știu unde sunt torțe, adică nu mi-ai dat nimica. Înseamnă că doar aici sunt, sau cine știe, poate nu mai sunt, dacă trebuie să plec de aici, mamă, frate, nu e bine aici, gata, trebuie să plec repede de aici, că dacă, de fapt, ți-am dat prea mult indiciu, bă, Ali, și acum cred că o să mă găsești dacă stau eu tot aici, deci de-aia am plecat acum. Ai plecat, nu? Da, ai plecat. Da, am plecat, adică de ce aș mai sta pe aici, că nu are niciun sens, adică cât de fraier pot să fiu ca să mai stau aici ca tot să mă găsești în câteva secunde, nu? Păi tu ești mereu așa, adică nu înțeleg care e problema. Uite, am primit stan, mamă, dar dacă vin aici, practic eu n-am nicio scăpare, treaba e ca Alice să ducă prin partea aia sau prin partea aia să nu vină direct aici, că dacă vine direct aici, nu pot să dau asta și să fug, că altfel da, ați înțeles care e ideea, dar mă rog, putea oare dacă îți dau stan în locul ăsta în care sunt, oare cum ar reacționa corpul tău la stan, că nu știu, adică ești așa, nu știu, nici nu vreau să dau prea multe detalii, dar cei care vă uitați acum la clip, voi vă dați seama despre ceea ce vreau să zic, bine, sper că vă dați seama, dar Alice, mai sunt 120 de secunde și vreau să zic că eu stau pe burtă, gata, ți-am zis deja. Adică stai pe burtă, bă? Adică stau, sunt undeva ascuns jos, adică gen stau undeva ascuns unde e un singur loc, practic, mă văd doar pe un singur bloc. Adică ești
De gen ca și cum în noți? Da, da, nu în noți, că nu e apă aici. Aia e chestia, a, cred că mie că ai venit fix aici. Nu știu de ce cred eu că ai venit fix aici, dar nu mai contează. Asta mai sunt 90 de secunde. Hai să vedem pe unde ești tu, Alice. Bă, să sperăm că nu mai vii 80 cel mai repede, mamă. Deci cred că cele mai lungi 5 minute sau câte sunt din viața mea astea, pe bune sunt. Ce am făcut, Alice? I-am scăpat. Tu ce ai făcut? Ce ai făcut? Ai făcut? Da. Eu zic că ai scăpat. Ce ai făcut? Cam ușor, nu știu, mai învață și tu trebuie să mai înveți că ești prea slab. Mă, care erau șansele ca tu să vii tot pe partea aia, Alice? Erau șansele că mi-ai zis că sunt torțe și că ești pe burtă și mi-am dat seama. Ok, stai puțin că trebuie să mă pun eu ca sticălă. Ok, acum hai să vedem. Runda a doua, mamă, deci runda asta. Mama, Alice, fii atentă că la runda asta s-a ascuns Zarosel undeva. Ba, dar fii atentă, mamă, dacă ai ști ce loc am găsit aici. Nici eu nu mai știu exact, dar am găsit un loc super tare. Dar păcat că nu mă ascund eu. Acum lasă, că nu o să zic Alice, nu vreau să zic că vreau să mă ascund eu când o să fie altă dată. Dacă mai vrei să mai facem pe harta asta, scrieți-mi în comentarii și dați acolo cât mai multe like-uri ca să vedem susținere practic și Alice, bă, data viitoare când să sperăm că o să fie eu, pentru că am un loc super tare pe care, bă, zic că n-ai de unde să-l cunoști și e foarte greu să ajungi acolo, pe bune, nu cred că o să mă găsești niciodată acolo. Cred că e cel mai șmecher loc de pe toate hărțile astea de le-am jucat noi. Așa crezi tu, da? Eu te găsesc mereu la orice oră când vreau. Ok. Acum, păi dacă ți-am dat indicii și de asta ar fi fost mai ok. Da, uite că am făcut eu prostie acolo, că m-am dus eu direct așa, am zis să fac, bă, stai puțin, poate te fac pe tine psihologie inversă ceva, ca și cum că am ieșit afară de tot și eu să vin înapoi. Da, de fapt ai venit tot pe partea aia și cam aia a fost, pe bune, nu știu. Dar acum hai că aștept Alice și să vedem dacă o să te bat sau dacă o să mă bați tu la runda aceasta. Gata, Alice, acum vin în căutare după tine. Bă, dar unde te-ai scăzut, Alice? Nu știu ce. Bă, dar asta așa era mereu de fiecare dată. Nu cred că e nimic aici. Dacă ai fi fix aici, nu știu sincer cum ai putea tu să stai aici, dar mă rog, bă, da, parcă s-au niște sunete sau ar fi de la mine, Alice. Tu ce faci pe acolo? Te miști acum sau ce tu faci? Eu nu prea mă pot mișca, adică nu știu ce auzi tu, dar în fine. Cum adică nu te poți mișca, Alice? De ce am eu impresia că te-ai ascuns fix unde m-am ascuns eu data trecută cu Darusel? Ia mă să mă duc eu aici. Oare ești undeva pe aici, Alice? Alice, vin după... Da, nu e Alice aici. Fii atentă, Alice, ești cumva în partea asta aici, mă, deci dacă ești aici, am impresia... Da, nu ești, bă, pe aici nu mai e alt loc, ok? Deci fii atentă că am mai găsit aici două locuri. Locul acesta pe care l-am găsit eu acum unde sunt eu, practic l-am găsit așa pentru că suntem pe Lego. Dacă nu eram pe Lego, nu cred că-l vedeam, că nu se vedea cum venea scara aia acolo. Bine, de fapt, gata, știu, Alice, dar nu te-ai ascuns, mă, tu niciodată aici, mă, și mi-e frică acum că poate mă vezi și o să-ți dai seama de locul ăsta unde mă ascund eu și după nu o să fie prea bine pentru mine, dar hai că-l încerc eu. Gata, m-am pus aici, după m-am pus aici și am venit fix aici. Mă, Alice, dar tu unde ești, mă, că nu te găsiți pe bune, adică dă și tu un indiciu, că mai sunt 220 de secunde și mie că nu cred că o să te găsesc. Un indiciu, dar zi pe bune, vrei? Da, normal, dacă ți-am cerut un indiciu, crezi că n-aș vrea un indiciu sau ce? Bine, văd negru. Ok, deci negru este pe toată harta. Bă, stai puțin că asta s-ar putea să fie un indiciu bun. Ia stai, dacă eu mă duc în partea asta, am eu impresie că ai putea să fii tu pe undeva pe aici. Ia mă să mă duc eu prin partea asta. Deci ori aici în stânga de tot, cum am fost atunci cu tine, ori ia mă, ce faci, Alice, aici? Ce faci? Vezi doar negru, zici tu, nu? Că e gen, s-a întâmplat o problemă și eu trebuie gen să... Să fugi. Crezi că nu poți să dai prin scară. Cum să nu pot să mă dau? În finalis, gata, este 1-1 acum. Cine se pune ca seeker? Cine se pune ca seeker? Tu, Alice. Hai să vedem la treia hartă, să vedem care să fie, care mai era. Mama asta, bă, Alice, aici cu Darusel am avut dureri mari de cap, sincer, dar nu mai contează asta. Hai că mă ascund eu acum. Uite, stai puțin. Mamă, stai puțin. Dacă mi-aduc eu bine aminte, nu mai știu exact unde era locul ăla, dar fix aici am partea asta. Bă, Alice, nu știu. Nu cred că o să mă găsești. O să zic doar că mă duc pe undeva pe la nații. Vrei să zic ceva? Ce? Eu o să pic iară la harta ultima. Da, unde știi tu asta? Stai puțin că poate nu o să mă găsești acum. Dacă nu mă găsești asta, n-ai cum să pici. Te găsesc, hai. Ok, deci dacă tu... Ok, deci vreau și eu să fac ceva aici. 3, 2, 1 și... Mamă, deci am mers. Ok. Mamă, ce loc am descoperit. Dar să sperăm că nu se poate intra pe altundeva. Alice, nu știu, pot să zic că am descoperit cel mai șmecher loc. Dacă aici o să pot să stau și nu o să pot să-ți dai tu te pe... De fapt, nu cred că ai putea să-ți dai te pe... Deci o să stau fix aici, nu știu. Am încredere, scrieți-mi în comentarii. Dacă credeți, eu zic că ăsta e locul cel mai bun și uitați-vă puțin că pot să văd... Absolut, Alice, eu pot să văd toată harta ca tu fără să mă vezi, gen. Eu te văd, eu am ochi peste tot. Ce nu știi tu e că eu am camere și la urechi și la... Adică și în pereți au urechi și în geamuri am ochi. Am peste tot. Mă, ce? Și în pereți ai urechi? Sau ce? Bă, cum adică, mă, Alice? Ce înseamnă? Opa, ce faci, Alice, acolo? Mamă, dar sunetul ăsta e cam deranjant, așa. Dar uite, mamă, Alice, ce stai acolo jos, Alice? Bă, uite-te deasupra ta, Alice, uite-te deasupra. Ce fac eu? Unde? Unde sunt?
tu ești de desubt sub mine. A, da? A, da, 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 gen, adică nu zic altceva. Ok, ok, Alice, unde pleci? Unde pleci, Alice? Mă, Alice, dar știi să vii în partea asta sau? Păi da, eu stai așa, că eu trebuie să fac aici o schemă cu dublu șurub. Și, ia zi, ce faci acolo? Crezi că nu te văd? Mă, Alice, cum adică, mă, stai puțin, cum adică mă vezi? Mă, crezi că nu te văd? Vezi că vin la tine. Vino, Alice, că n-ai cum să sar de acolo. Așa credeam și eu, am încercat să fac eu treaba asta să sar de acolo, Alice, dar n-ai cum. E imposibil, Alice, să sar de acolo. Nu știu ce crezi tu că vrei să faci. Mă, bă, vine după mine, nu vine să crezi așa ceva. Mă, Alice, pleacă. Da, ce faci acolo? Eu bine, tu ce faci? Ce faci? N-ajungi aici, nu se poate ajunge. 3, 2, bă, nu cred că știi. Bă, Alice, tu pe bune știi locul sau? Da, nu știu, îl știu, tu îl știi? Păi da, eu logică, dacă am ajuns aici, logică știu locul, dar tu? Eu, păi, normal că îl știu. Nu, Alice, nu te mai uita în părțile alea, că nu e bine, dacă te zici, nu, pleacă de aici, pleacă, Alice, bă, dar ce e în sus acolo, uite-te în sus, ce e în sus acolo, deasupra ta, sub, uite-te. Da, uit. Da, mă uit. Păi, da, Alice, vezi și tu ce văd și eu? Ce vezi? Ia zi, mă vezi pe mine. Da, și acum nu te mai văd, Alice, că am plecat, nu mai sunt acolo. Ce faci, Alice, unde te-ai dus? Hai, am plecat, dacă te-ai sat cu spatele, ce e vina mea, Alice, mamă? Deci nu o să mă găsești absolut niciodată aici, pe bune, adică e cel mai șmecher loc, eu m-am ascuns foarte, foarte bine, tu, Alice, nu știi ce faci pe acolo, pe sus, nu știu ce tocmai stai pe acolo, dar în fine. Că nu se poate, o secundă m-am întors și tu te-ai aruncat, mă. Da, am plecat, eu nu mai sunt acolo, am plecat, m-am dus foarte, foarte frumos, eu stau lejer aici unde sunt eu, cel mai șmecher loc, Alice, pe bune. Hai, ia, dă un indiciu, că deja mă enervez. Un indiciu, văd alb, ăsta e indiciu meu. Alb? Da, tu nu vezi, e un singur loc unde e alb pe aici, adică nu e peste toată harta, cum ar veni, adică pe harta asta nu există alb mai absolut. Alice, ce s-a auzit? Da, nu știu, ce s-a auzit? Mă, ce crezi că s-a auzit? Mă, Alice, tu ai plecat de pe hartă? Nu. Păi, dar de ce s-a auzit din altă parte din stânga mea? Nu știu. Alice, ce loc ai descoperit? Din stânga ta? Mersi că mi-ai zis. Păi te-am văzut, mă, Alice. Mama, unde erai? Nu pot să cred așa ceva. Mama, Alice, nu știu de tine, dar eu nu prea te văd bine, adică nici nu te mai văd acum, sincer. Eu m-am ascuns într-un loc super special și mi-e chiar Alice și nu o să mă... am crezut că erai acolo, în fine, nu mai cântează asta. Bă, da, Alice, mai sunt 100 de secunde și nu știu ce să mai fac, bă. De fapt, ia, mă, am eu impresia și am ajut ce până, de fapt, dar nu, mă, nu mai bine. Ce faci, Alice, acolo? Bine. Sper că nu mai văzut, nu? Eu să te văd niciodată. Păi asta zic și eu, Alice. Mamă, ce te teleportezi pe Alice așa acolo? Mamă, deși am crezut că... Ok, deci este bine, Alice, nu m-a văzut aici. Este, bă, eu zic că e locul cel mai perfect aici. Nu s-ar gândi niciodată pentru că vedeți că fix aici e locul în care... Nu mai are rău să mai zic că știți că dacă zic acum o să-și dea seama, Alice... Păi mai dă un indiciu că mai e 70 de secunde. Păi abia am început jocul, Alice, ăsta e indiciul meu. Abia am început jocul, ăsta e indiciul meu. Adică eu am 300 de secunde acum, dar cum zici? Adică? Abia am început jocul, ăsta e indiciu. Bă, zi odată unde ești, nu mai fă așa. Păi, abia am început jocul, Alice, ăsta este indiciul meu. La ce te referi? Ăsta e indiciul meu, că abia am început jocul, Alice. Bă, nu vine să crede, bă, deși am crezut. Pentru câteva secunde am crezut că chiar o să mă găsești, Alice, dar nu, că ai plecat, că nu-ți dai tu seama, Alice. Bă, nu înțelegi că eu am terminat jocul, abia am început jocul. Ai terminat jocul? Nu, abia am început harta asta fix acum m-am spawnat. Da, acum te-ai spawnat și te aștept să te cred. Da, adică, gen, pe bune, adică, bă, Alice? Bă, ce tu faci, Alice? Nu știu, tu ce faci? Eu ce vă fac? Eu te aștept pe tine, adică mi-e mică frică așa puțin, dar tu... am dat din greșeală, cu arcă, sper că nu mă poți vedea, Alice, aici. Alice, ce faci acolo sus, Alice, uite-mă, jos, vine. Ce? Nu, ce-ai făcut, Alice? Ce-ai făcut? M-ai găsit sau nu m-ai găsit? Ce ai obținut, Alice? Ai zis că la ultima harte, practic, o să fii tu, dar văd că eu am câștigat harta asta, nu știu de tine, Alice. Da, bine, și dacă nu mă găsești o hartă, tot eu o să fiu, așa că... Bă, eu zic că totuși ar trebui să te găsesc, sincer, adică nu cred că aș fi atât de fraier, pentru că acum eu trebuie să mă... De fapt, bă, Alice? Alo, da? De fapt, stai puțin, nu am crezut ceva. Deci fii atentă la harta asta acum, vreau să fac ceva exact, nu cred că fac exact cum i-am făcut lui Darusel, dar nu știu exact ce aș putea să fac, chiar mă duc eu prin partea asta pe undeva pe aici, aș vrea să mă... fii atentă că vreau eu să încerc ceva pe aici, pe la jumătate, m-am ales, dar nu înțeleg că nu ai văzut pe bune, adică sincer, acum nu înțeleg cum te nu mai văzut tu. Am zis că te apuc acolo, că na.
Dacă mai erau 2 secunde, erai mort. Bă, asta e asta pentru că am ieșit, că altfel dacă nu ieșeam acolo, Alice, ce se întâmplă? Că nu se mai întâmpla nimic, cum ar veni. Nu, bă, dar că te-am văzut, dar eu vreau să-ți sar în cap. Ah, ok, ok, Alice, bă, nu știu ce să zic, eu cred că... Bă, da, uite, dacă mă uite, mamă, cum arată pe aici, din prin jur, în fine, bă, Alice, bă, eu m-am ascuns, gata, este o ascunzătoare în care n-am mai fost până acum, Alice, este o ascunzătoare ceva, nu pot să zic, e ceva foarte, foarte greu, dar nici ușor, Alice, atâta am de zis, pă, bune. Bine, atâta o să am și de zis, cum vin și te iau cu lopata, dar nu te iau cu lopata, îți dau cu lopata în cap, că deja... Nu mai pot. A, înțeles, Alice, bă, păi de rău, Alice, dacă ai pierdut acum și cred că o să pierzi și runda asta, nu știu ce, pentru că, Alice, bă, eu m-am ascuns, știi unde am fost, bă, că atâta, bă, Alice, am fost... Auzi, dar tu știi ce pot eu să fac? Ce poți să faci? Pot să te las să nu te prind și după aia următoarea rundă să te prind și eu tot să fiu la ultima hartă. La asta nu m-am gândit. Păi și atunci ce înseamnă să vin eu să... Nu, stai puțin, Alice, că tu vrei să încerci ceva, Alice, și nu o să-ți iasă. Nu, Alice, nu, adică, stai puțin, dacă nu mă prind, nu mă prind la niciuna, înseamnă că tu o să pierzi, Alice, și nu o să fii la ultima hartă, nu gândești? Păi, ba da. Păi ce vrei tu, Alice, să-mi faci mie? Stai puțin, tu vrei să-mi faci cumva ceva de genul ca să te pui la ultima hartă. Mă, Alice, tu crezi, mă, Alice, că poți merge să-i crezi că, bă, astea o să-ți meargă cu tare cel, nu cu mine, Alice, s-a înțeles? Să încerc nimic, nu știu ce ai tu. Ce, stai, Alice, mai încerc, că nu prea te aud, Alice, adică, nu știu, n-aud așa pierzătorii, nu prea i-aud eu. Da, nu i-auzi, bravo, te-ai găsit și tu. Aha, păi, da, puțin, eu am câștigat, adică, eu sunt câștigător, tu ești pierzător, uite, mai sunt 209 secunde, Alice. Hai, dă-i indiciu și gata, că nu mai vreau să aud. Indiciu, eu văd numai Lego în jurul meu, deci e totul full de Lego, Alice, și văd ceva așa, nu știu, mai culoarea așa mai închisă spre deschisă, nu știu exact cum să-ți zic culoarea asta. Cum zici ce culoare e? Maro. Maro, bine. Da, și ești afară? Bă, nu pot să zic că sunt afară, nu pot să zic că sunt nici înăuntru, adică nu știu exact ce aș putea să zic, Alice, dar sunt undeva maro. Undeva maro, aha. Ok, Alice, mai sunt 170 de secunde. Bă, nu știu exact dacă mai puteai să mă găsești tu în partea asta, dar eu zic că n-ai cum să mă găsești, pentru că locul ăsta este un loc foarte bun, eu stau aici foarte lejer, scrieți-mi în comentarii dacă voi credeți că Alice o să mă găsească sau nu și să sperăm totuși să țineți în public ca la ultima hartă să nu fie Alice să se pună ea ca Hyder, că dacă se pune Alice la ultima hartă ca Hyder, o să-mi fie cam nașpa, că știi ce face Alice practic aia la jumătate de fiecare dată în continuu, în fine, nu mai contează asta, mai sunt 105 de secunde, tu pe unde ești? Cine ești tu? Ce, păi, ți-am zis unde sunt, văd numai maro pe aici, am o trapă, atâta zic, am o trapă aici unde pot să, gen, pot să mă teleportez, pot să fac niște chestii de astea, am un arc, am toate chestiile astea de genul, Alice, dar tu pe unde te-au, că parcă aud așa o scară, tu unde ești? Ai o trapă? Da, e un loc unde gen intri prinăuntru și cam aia e. Intri prinăuntru, aha. Da, adică eu acum, dacă dată trapa asta, pot să intru undeva jos, Alice. Aha, înțeleg. Da, gen locul ăsta este foarte, foarte tare, nu știu exact de tine ce ai putea să spui despre locul ăsta, Alice, dar eu pot să spun că locul ăsta n-ai cum să mă găsești niciodată, pentru că e un loc, nu știu, e un loc în care... la înălțime? La înălțime, bă, dacă ți-am zis într-un... Bă, atât zic, Alice, ți-am zis că eu dacă mă duc în jos, deschid o trapă, cum ar veni, deschid trapa și pic în jos. Deschizi trapa și pic jos? Da, adică... Zi-mă măcar dacă ești afară. Nu sunt afară, Alice, dacă văd o trapă, cum aș putea să fiu afară? Ok, mamă, deci fiți atenți că i-am făcut aici o farsă lui Alice, adică, bine, practic, într-un fel, bă, Alice, eu ție, de fapt, ți-am spus, de fapt, într-un fel, dar într-un fel te-am mințit, dar nu te-am mințit, adică nu e o minciună, nu ți-am zis eu exact, te-am făcut să crezi ceva, dar probabil tu crezi altceva și de asta zic. Aha, da, înțeleg. Înțelegi, mai sunt și de secunde, dacă nu câștigi nici acum, practic, o să mai fie două runde în afară de asta, parcă, și, bă, de fapt, tu pe unde ești, Alice, acum, poți să-mi spui și mie, ești undeva în casă sau ești pe afară? Ce tot să spui? Păi, eu n-am de unde să știu, Alice, că văd numai maro în jur și sunt într-un loc gen, sunt aici două blocuri în fața mea, atâta pot să merg. Două blocuri? Da, acum te-au pe tine, cum dai pe acolo, nu știu pe unde ești tu, pe unde ești, mă, stai puțin, te ești în locul ăla, de fapt, nu, bă, Alice, ești în casă cumva? Da. Bă, nu știu, Alice, eu nu sunt în casă, ca idee. Nu ești? Nu, nu sunt în casă, sunt pe undeva foarte, foarte, nu știu, Alice, bă, bine ceva, mă, deci nu vine să cred că o să câștig și runda asta, bă, este cel mai, bă, Alice, pe bune, nu cream că la asta de Lego chiar n-o să mă găsești niciodată, cred că este prima oară în care sunt două runde la rând și, de fapt, două runde în tot episodul în care eu n-o să fiu găsit, practic, nu știu dacă s-a mai întâmplat asta, mamă, dar știi, bă, tăi, ești chiros, chiros, dar, măi, Alice, bă, eu arăt mișto, Alice, bă, dar, Alice, pe bune că nu m-ai găsit, adică, pe bune, eu eram pe undeva deasupra, mă, de desubt, practic, în casă, mă, Alice, pe bune că nu mă găsești. Du-te, bă, de aici, că deja mă enervez, nu mai am chef de tine, hai, mai rapid, să terminăm. Gata, Alice, stai puțin, acum, mă, bă, Alice, deși atentă, tu dacă nu mă, de fapt, eu dacă nu o să mă ascund acum, foarte, foarte bine, Alice, mie că tu crezi că o să mă, că am găsești și dacă mă găsești acum, o să fie
ultima hartă, cum ai zis tu, da. Bravo, ești foarte inteligent, ai prins de ce am făcut eu. Da, dar știi că nu o să mă găsești nici acum, pentru că am o tactică foarte bine definită, Alice, unde tu n-ai cum să mă găsești, mai sunt 15 secunde, eu mă aflu în locul ăsta și este super genial, adică eu, dacă tu intri pe aici, practic eu o să fug foarte ușor și nu o să mă găsești niciodată, pentru că știu o ascundătoare foarte mică, de fapt nu știu nimic unde mă duce, dar mă rog, în fine, mai contează asta, bă, dar pe aici, pe deasupra, ce ar putea să fie? Aolo, Alice, mamă, dar sunetul ăsta e cam deranjant, mă, Alice, dar, bă, de ce cred că vii fix la mine, Alice? De 10 culori vezi? Pe eu văd, pe dacă zic acum ce să zic, mă, Alice, zic o culoare pe care văd, zic că văd negru, Alice, ce știi, poate sunt într-un loc, tot așa cum e ăla, altă, pe ultima hartă, cine știe? Da, Alice, sper că n-ai venit în partea asta, sper că n-ai venit. Alice, nu știi unde sunt, nu? Nu știu, tu unde ești? Eu, ce să zic, nu sunt nicăieri acum, în momentul de față. Ba, Alin, spune și mie eu de trebuie să fac pe aici, deci dacă ăsta nu e, dacă, ok. Alice, unde ești? Da. Alice? Și tu unde ești? Alice, mi-e cam frică, trebuie să recunosc că mi-e puțin cam frică, dar și adică i-aș putea să spun că de fapt, bă, dacă stau, de fapt nu, mă, e cam ciudat locul ăsta. Nu știu exact ce aș putea să zic. Mamă, stai puțin, că eu am venit înapoi pe la intrare. Asta nu prea e bine, sincer. Adică, de fapt am o idee. Dacă eu stau cu undeva pe aici și mă uit așa și o să văd pe Alice că vine, eu o să stau foarte lejer și o să pot să plec practic pe undeva, ori prin stânga, ori prin dreapta și mă duc prin toate locurile, pentru că sunt foarte multe locuri aici și bă, frate, meciul ăsta, Alice, eu joc strategic, practic, de fapt, fiecare rundă am jucat-o strategic și eu o să-ți fac ceva super șmecher, dar nu înțeleg cum ai venit tu fix acolo, fix pe harta aia mea unde eram eu. Pe hartă, dar crezi că aia era o hartă sau cum? Da, pe locul ăla, practic, în casa aia, nu hartă, m-am exprimat eu greșit, mă, Alice, tu, pe bune, nu mă găsești ceva și Alice, pe unde ești acum? Dar nu știu, tu nu mă găsești, adică chiar așa? Pe seama, simt, tu să te ascunzi, nu? Păi, da. Ok, Alice, bă, nu știu de tine, Alice, eu stau aici foarte lejer, bă, Alice, bă, da, durează prea mult, sincer, adică episodul ăsta să fie foarte lung, pentru că atunci nu mă găsești absolut deloc, pe bune. Nu-i adevărat, eu am făcut o strategie, dar dacă tu nu mă crezi, nu-i vina mea. Păi să vezi, și care mai e strategia, că următoarea hartă, adică tu trebuie să mă găsești acum, dacă nu mă găsești acum, practic o să pierzi, Alice, gen, la ultima hartă nu o să-ți iasă ceea ce voiai tu să faci. Da, eu o să te găsesc, de ce n-ai încredere? Ok, păi da, eu nu vreau, Alice, să mă găsești, adică asta e chestia, deci aș avea încredere ca să mă găsești, deci aș vrea asta, mai sunt 30 de secunde, eu, Alice, dacă vii tu aici, o să-ți dau cu arcul, după o să fug, am o groază de locuri pe unde pot să fug, bă, dar dacă iar se întâmplă ca la harta aia să vii tu, Alice, fix așa, să vii fix bine. Zi tu, hai și nu mai zi, artă, zi ce culoare vezi, dacă tot ești așa bun. Eu văd culoarea roz, Alice, văd roz în față, văd o ușă, văd roz, negru, văd mai multe chestii. Vezi roz, a? Da, vezi da. Roz? Da, adică genii, adică pe și data trecută vedeam roz acolo în parte. Bă, stai puțin, cum? Alice, nu-mi vine să cred. Stai puțin, mă, hai să discutăm, da? Da, crezi da. Crezi că nu te-am văzut? Da, nu mai văzut, Alice, de ce? Adică de unde crezi tu că m-ai văzut pe mine? Adică, pe bune, eu m-am ascuns foarte, foarte bine, Alice, nu pot să cred așa. Nu pot să cred că tu chiar crezi asta. Tu chiar crezi, ia de aici. Ha, 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 mai învață că ești ultimul slabă. Bă, cum arăta cu cu... No, deci nu-mi vine să cred. Fix de locul de care eu voiam să scap. Fix ultima hartă în care ia Alice... Vezi, ce hartă e? Nu, Alice, nu știu cum ai făcut-o, cum ai reușit tu tacticile tale pe care le-ai reușit, dar... Nu, ia fii atentă, dacă am interzice ultima hartă, Alice, ce ai spune? Dacă oamenii ar zice în comentarii să interzicem ultima hartă ca să nu mai tu acces la ea și să joci pe bune la fiecare hartă ca să poți să mă găsi. Bine, oricum nu mă găseai tu, asta e ce-i drept, dar mă rog... Eu joc pe bune, dar nu știu ce ai tu. Și dacă ți-ai spune că nu m-am ascuns în locul ăla. Păi, ha, să te și cred. Păi, nu știu, tu mă crezi. Bă, oricum, gen, eu intru acolo, mă uit acolo deasupra, văd că nu te văd și ar fi bine, gen, dacă n-ai fi acolo și eu m-aș bucura mai mult, sincer, să nu fii acolo, pentru că altfel aș putea și eu să vin direct, așa, n-ai putea să mai faci tu scheme din alea, să ieși, că după oricum îți pierd urma și așa, dacă să-ți pierd urma, mai bine să nu mă boftic, practic, că să-mi pierd urma și să te caut, practic, direct, așa, și te găsesc și te găsesc și te prind din prima. Bine, eu zic atât, că e o șansă să nu mă fi ascuns acolo, tu poți să așa cum să verifici, dar... Ok, dacă nu mă trolez cu invizibilitate, Alice, cum face Darusel, cum a făcut Darusel data trecută, Alice, ar fi, bă, chiar te-aș putea găsi, sincer, și aș zice, bă, chiar nu ești acolo, dar tu dacă folosești invizibilitate, urât din partea ta, Alice. Dar eu nu
să-ți dea asta, că eu nici nu știu cum se face aici. Ok, ok, ia mă să mă uit în partea asta. Începe lupta șoareciule cu pisica, nu? Nu știu, tu să zici. Șoareci și pisica, ha? Ok, ok, acum, stai puțin. De fapt, Dar ce crezi, că tu îmi faci mie scheme? Nu, Alice, nu stau nimic, adică uite, dar tu nu știai că mai e o intrare pe undeva pe aici. Mă, dai oricum, eu trebuie să mă duc prin partea asta, așa ceva de gen. Nu, Alice, știi ceva? Cred că o să vin prin partea asta și o să vin după tine, Alice, și o să te caut. Adică, pe bune, nu știu de ce, cred că, harta asta chiar ar trebui să fie interzisă, că nu știu de ce, nu cred că o să te mai pot găsi, Alice, pe bune, adică este foarte, foarte enervantă harta asta. Bă, de fapt, știi ceva? Eu cred că, ia, du-te, așa, bine că ești, Alice, că dacă te duceai prin față, nu era bine pentru mine. Ok, acum, ce faci, Alice? Alice, unde te duci, Alice? Alice, știi că dacă dau în tine acum poți să te ating, uite-mă că sunt fix, ia, oprește-te, uite-mă, Alice, vezi că... Da, opresc! Uite că sunt în fața ta acum fiind fix în fața ta, Alice, uite-mă, bă, stai puțin că m-am blocat, Alice, stai puțin, Alice, Ce faci, Alice? Ce faci? Eu fac foarte bine, Alice, știi că eu pot să te ating în orice secundă, adică tu nu mai ai nicio șansă de scăpare, pe bune, știi, ai treaba aceasta, Alice, pe bune, adică gen, chiar nu mai ai nicio scăpare. Dar nu știu, tu știai treaba asta, gen? Care treaba? Uite, 3, 2, 1 și... Nu, bă, nu mi-a ieșit, du-te de aici, că nu mai fi niciodată cu tine, deja mă enervez. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.